Pentru ziua referendumului, peste 60 de polițiști sunt organizați în 10 filtre rutiere pe drumurile din județ pentru prevenirea turismului electoral, în care vor fi utilizate și 14 aparate radar. S-au întocmit de asemenea echipe de intervenție pentru soluționarea sesizărilor. La rândul lor, jandarmii, polițiștii de frontieră și pompierii au fost mobilizați în ziua referendumului. Peste 250 de jandarmi constituiți în echipe mobile și pedestre vor patrula în jurul secțiilor de vot și în tot județul duminică. Vom avea în responsabilitate 62 de secții de votare de pe raza județului Mehedinți. Misiunile jandarmilor vizează paza și protecția secțiilor de votare, supravegherea secțiilor de votare în ziua referendumului, urmărirea interzicerii comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 de metri față de secția de votare, dar și securitatea, asigurarea securității documentelor de vot. La nivelul județului Mehedin sunt 286 de secții de votare, așa cum au fost ele stabilite. Procesul de vot la referendum va fi supravegheat și de procurori. Procurorul General al României a dispus desemnarea câte unui procuror din fiecare parchet de curte de apel din țară, care să supravegheze anchetele făcute de polițiști în cazul incidentelor de la referendum, pentru a grăbi soluționarea acestora în mod unitar. Astfel, procurorii vor începe imediat cercetarea penală a persoanelor acuzate de infracțiuni electorale. Cei care sunt prinși că fac turism electoral vor fi cercetați, iar cei care oferă sau primesc mită electorală pot face închisoare de la 6 luni la 5 ani. Aceeași pedeapsă se aplică și persoanei care votează de mai multe ori în ziua referendumului. Votul ilegal înseamnă închisoare. Sesizează încălcarea legislației electorale. Sună la 112.